Bună, Simia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Câțiva dintre concurenți au avut posibilitatea să vorbească cu familiile lor. Am văzut că n-a intrat nicio familie. Chiar zicea Simona Gherghe că mai rărește cu intratul familiilor și foarte bine au făcut. Așa? Dar au vorbit live, au live cu ei. A fost-o pe Laura că a vorbit cu mama ei, era foarte fericită, le-a făcut urări, pupici, le-a trimis. Chiar întreba că unde e David, cred că frățiorul ei, nu știu, că dormea, n-a apucat să vorbească cu el, l-a întrebat de mamaie, de tataie. Au venit toți, erau toți membrii familiei care erau la televizor acolo, se pregăteau. Și cu mama ei, tataie zice, când vii acasă, iar ea făcea, sper să nu vin singură. Era împreună cu Albert și cu doamna Mariana. I-am văzut în ultimul timp foarte apropiați. Știți ce cred eu? V-am mai spus, cred că. El, ca să scape de insistențele Ionelei, eu n-am mai văzut așa femeie insistentă ca Ionela. Vezi că nu te mai vrea. La ce mai insisti și miorlăiește și se victimizează? Și mai rău face. Bărbatul, prin cum el făcut, e făcut să fie vânător. El vrea să vâneze. Nu să fie vânat, e sub demnitatea, oricât ar fi de tânăr sau de bătrân, nu contează, e sub demnitatea lor. Nu le place, poate să fie vreo excepție, două așa. Să fie urmăriți. Să fie ei agățați, să zicem așa, că tot e la modă cuvântul. Nu le place. Vor ei să facă și primii pași și să urmărească femeia, nu femeia pe ei. Deci Ionela, la cultura ei generală, că am văzut-o cum vorbea, să nu ziceți că nu știe românește, cum să nu știe? Știe foarte bine încă. Am auzit-o că vorbea foarte greșit gramatical. Vă dați seama, rusă tot așa vorbește. Care vorbește română, știu că și aici sunt femei în Republica Moldova și vorbesc foarte, foarte greșit, dar că de asta prefer să vorbesc cu ele în greacă, că română nu ne înțelegem. Așa că Laura, foarte fericită, că a reușit să vorbească cu familia. Delia a vorbit cu familia, am văzut că erau toți adunați în living și toți se uitau, nu se uita doar Delia și cu Liviu. Era și Viorica, mama lui Liviu, acolo, foarte fericită, chiar întreabă Liviu pe tata ei dacă Delia e fericită. Zice, păi tu nu știi, da, aici știu, dar acasă, cum îi zice, da, e fericită. Păi normal că e fericită, l-a găsit pe Liviu, e câta mai mare, adică puțin, nu știu câți ani, cred că e vreo 3-4 ani mai mare ca el. Dar ăsta e castingul la Casa Mireasa în ultimele sezoane. Aduc fete mai mari, apoi, ca să rămână în casă, ca să fie în top și ca să câștige, fac copilul puțin să mirește. Apoi Delia a mulțumit pentru scrisoare, zicea că nu vine acasă, a întrebat-o când vine acasă, nu vine acasă. Zice, Liviu nu are unghiile făcute, că știți că a zis ea. Sper să nu mă ceară că n-am unghiile făcute. Vă dați seama ce are ea aici. Nu pare o fată foarte școlită, foarte deșteaptă, dar e bună pentru Liviu. Au râs, au mai glumit. Iar Delia îi spunea că iubește, normal că iubește, că sunt părinții ei, cum să nu iubească. Urări și-au făcut urări reciproc, de Paște fericit, de Lumina și toate alea. Toți se uitau, mai șopteau unii între ei. Păi bine că, bine că au stat de vorbă. Chiar am văzut că ceilalți erau atenți la... Să vadă familiile, să vadă pe ceilalți, chiar erau atenți, chiar m-am uitat. Nu mai știu, parcă la Laura zicea Maria, mi se pare, seamănă cu... Zicea că bunica a Laurei seamănă cu bunii Maria, parcă așa zicea. Cred că Maria, că erau filmați de la distanță și ați văzut că nu vă dați seama. Mai oprea sonorul stafful, așa că să nu știm prea multe, să vedem luni live. Și Vlad a vorbit cu mama lui, am văzut că tot timpul o întreba dacă ești bine, zicea că a avut ceva probleme de sănătate. Dacă el are 26 de ani, ea cât ar putea avea? Adică nu e o femeie bătrână că să aibă probleme de sănătate. Eu de ce nu am? N-am. Și
Era mama lui, îl întreba diferite lucruri, bineînțeles că și-au făcut urările de rigoare, zicea că o place pe Iuliana, da, Mășimir. Și spunea mama lui că ea citește comentariile, că și-a luat foarte mult hate. Eu, să știți că nu am văzut comentariile, foarte două, trei, dacă am văzut comentarii negative la adresa lui Vlad, chiar n-am văzut. Foarte puțini, cred că, știți care comentează rău de el? Care susțin alți concurenți, bineînțeles, normal. Păi bun, susțin un concurent, dar nu zici rău de alți concurenți, dar unii așa înțeleg, să zic. În rest, nu prea are comentarii negative, nu știu ce a citit mama lui, ar fi mai bine să nu mai citească. Și dacă tot citește, să nu-i spună lui, pentru că Vlad chiar un băiat drăguț. Îmi pare rău că a făcut cuplu cu Iuliana, mai bine făcea cu Adriana. Că și Adriana a dat semne că îl place, dar cine știe, poate că a văzut că mai era în top și... Că toți vor, v-am spus, top, să nu fie eliminați și să câștige. Atât au un cap, n-au un cap altceva. Că ați văzut câteodată unii mai uită de reguli și mai vorbesc despre votări, despre topuri. Și în alte sezoane a fost așa. Chiar dacă le spune și Simona Gherghe și Gabriela Crista, le spune de fiecare dată, nu mai vorbiți de votări. Așa a fost și în sezonul nostru, când a fost eliminată Lavinia. Am vorbit de votări, care pe care. Așa că a fost eliminată Lavinia, îmi pare rău pentru ea că a avusese cu Ștefan cuplu, dar numai cât se despărțiseră. Dar ei nu i-a părut rău. Ea a venit, cred că n-avea ce să facă acasă. Au avut o petrecere de Paște, a venit o cântăreață, nu știu cum o cheamă, e o fată tânără blondă, a cântat destul de bine. Pentru casa mireasă e perfect, am mai vorbit cu ei, s-au distrat, chiar mi-a plăcut cum s-a distrat, până târziu s-au distrat, după aceea normal că s-au închis ușile, că nu era să-i lasă pe concurenți împreună pentru prea mult timp, nu se poate așa ceva, și... Au mai dat și unii dintre ei mesaje la familie care n-au primit pe televizorul ăla din cameră, din living, așa. Liviu, am văzut că era la proțap cu mielul de dimineață, a luat-o, a făcut focul, a venit și Delia, l-a păcit, apoi au venit și Alex cu Cristina. Era plin de fum pe acolo, țin minte că așa a fost la noi de 1 decembrie, au făcut foc afară și au gătit fasole, ciolan și nu mai știu ce. Chiar era frig și am stat și-o lângă foc, câte o fată în brațe. Ștefania, pe aia i-am ținut-o, de ea mi-era drag. De Ștefania chiar mi-a fost foarte drag în casa mireasa. Nu doar de Ștefania, și de Claudia, și de Lorena. Așa că de Paște au avut distracție. Chiar a fost frumos pentru ei. Au mâncat miel la proțap, sau ce-a fi fost ăla miel, cred că, păi ce putea să fie cățel. Muzica au avut, am văzut că au dansat, au făcut horă, toți au dansat. Chiar am râs de Ștefan că zice către Chris, du-te afară că te caută, te așteaptă artista. Așteaptă să intre în casă artista, artistul, cam așa ceva. Dar nu era Antonia, mai bine că nu era. Știu că o să intre, din păcate, ce să facem. E după staff, nu e după noi. Dacă vrea stafful să o lasă să intre, o lasă. Dacă nu, dar eu recomandat să ducă mai bine să se trateze, care o mie și una de boli. Înainte de Paște am văzut pe Ionela, că vorbea, era Laura și mai erau niște mame, parcă erau mai multe, vorbea de familia ei. Zicea de tata ei ca caracter. Asta-s vorbele ei, ea a spus asta. Vă dați seama ce studiată e. Apoi Maria parcă a întrebat, tatăl tău e Dan Bălan, știți acest cântăreț care a fost la Ozon, dar s-au despărțit. Și dintre toți Dan Bălan, mie mi-a plăcut, a reușit cel mai bine, chiar a făcut niște melodii extraordinare. Melodiile lui se cântă și aici, chiar l-am văzut, a cântat cu una din solistele de la noi, cu Eleni Fureira, ăla Cicabob. Și spunea de Dan Bălan că-i scund, dar cântă frumos, că au fost la Chișinău, mama lui zicea că
Și ea e solistă și ea cântă și foarte cunoscută în toate țărișoarele alea care au fost, la fost au RSS. Am văzut și eu pe mama lui, nu mi se pără grozavă, dar arată foarte bine. Pentru 62 de ani cât are, arată foarte bine. Zicea că el cu mama lui nu au figuri de vedete, că sunt foarte normali. Mi se pare corect să fie așa. Și că mama lui e în top. Am văzut odată cânta, era și el și a intrat mama lui pe scenă, a cântat, a dansat. Mie mi-a plăcut Dan Bălan, Ozon nu mi-a plăcut, aveau melodiile alea, erau foarte dansante, dar versurile, mai ales cu Mai la Hi, Mai la Ho sau cum era, erau versurile de toată jena. Adică nu înțelegeai nimica din ce vrea să spună, fiecare melodie are un mesaj, cum au și filmele și tot și opera, un mesaj, apoi din ce au cântat ei, n-am înțeles mare lucru. Dar Dan Bălan chiar am văzut că s-a descurcat mult mai bine. De ceilalți n-am mai auzit. Poate că la ei acolo în Moldova or fi cunoscut. Eu n-am mai auzit de ceilalți. De Dan Bălan, da. Chiar cu puțin timp înainte de închiderea ușilor, erau toți prin bucătărie. L-am văzut pe Liviu lua masa cu mama lui și cu Delia, în familie. Da, în familie lua masa normal. Ei erau și înfulecau Delia. Chiar îi spusese cu puțin timp în urmă, parcă doamna Floarea sau Maria, că arată foarte bine, pentru că Delia e obsedată, în continuu, n-ați văzut-o cum face. Arăt bine, că m-am îngrășat, că am... Adevărul e că nu e o fată frumoasă. Mai ales la față, fața, nasul ăla, nu e o fată frumoasă, nu este. Care e frumoasă e Adriana, atât. Și Laura. Dar Delia nu. Că ziceau că seamănă cu viitoarea soacră. Seamănă, dar viitoarea soacră are o vârstă, nu mă interesează cât e de frumoasă, dar Liviu, n-am văzut mare iubire la el. Ceva așa, interes mai mult. Să dea bine la televizor, pentru că toți am văzut când se pupă sau când îți ceva, în continuu întorc capul și se uită după camere. Bine, și eu mă uitam după camere, dar cu totul din alte motive. Iar Delia zicea, de mâine mă apuc să fac sport, pentru că am mâncat mult acum de astea. Credeți că face? Așa era și în sezonul nostru. Mâncau noaptea la 1, la 2. Nu e deloc sănătos să mănânci noaptea. Eu de la ora 5 pe masă nu mai întreb nici dacă s-ar da gratis la toate restaurantele, mai ales la restaurante care nu e o mâncare sănătoasă. Dar ele, cred că sunt tinere, nu contează dacă ești tânăr, pentru că o boală nu vine dintr-o dată așa. Apare, nu? Să adună 10 ani, 20, 30 și după aia vezi că ai ceva, zice, cum n-am avut nimic până acum. Păi nu mai avut. Să adună toate alea, toate păcatele, să le zic așa, care le-am făcut pe parcursul vieții. Dacă vrei să ai o bătrânețe și o maturitate, că am văzut, nu mai apucă mulți să fie sănătoși la 80 de ani, foarte rar, trebuie de tineri să avem grijă de sănătate, că degeaba te lași de fumat la 80 de ani. Dacă îi mai apuci. Cam atât am avut despre concurenții și ziua de Paște. Vă doresc în continuare o după masă plăcută și la revedere!